Inițiativa legislativă pentru modificarea legii numărul 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate a fost adoptată de Camera Deputaților pe 23 mai. La începutul săptămânii, președintele a aprobat legea. Astfel, valabilitatea pașapoartelor simple electronice este stabilită astfel: 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani, 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani și 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. După cum știți, în data de 18 iunie 2018, președintele României Klaus Iohannis a promulgat legea care modifică legea 248 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. Principalele modificări se referă la termenul de valabilitate a pașapoartelor electronice care, pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani, va fi de 10 ani. Valabilitatea acestor pașapoarte se extinde de la 5 ani la 10 ani. Cea mai importantă schimbare este însă aceea că pașapoartele simple temporare cu o valabilitate de un an se vor elibera în termenul de 3 zile numai atunci când există o urgență dovedită. Pentru solicitanții care nu doresc pașapoarte electronice din diferite motive, termenul de eliberare va fi de 14 zile, ca și în cazul celor electronice. O altă modificare se referă la pașapoarte, la modul de obținere a pașapoartelor simple temporare. În sensul că aceste pașapoarte vor fi eliberate în regim de urgență, în 3 zile lucrătoare, în termen de 3 zile lucrătoare, numai pentru motive obiective, care motive de sănătate, familiale sau profesionale. Legea va intra în vigoare la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial, fapt pentru care, pentru prima parte a verii, se impun și alte măsuri administrative care să evite aglomerațiile la ghișee.